înviere. Sâmbata lui Lazar. După 6 săptămâni de post, 2 zile marchează începutul unei săptămâni speciale, anume săptămâna patimilor, care culminează cu punerea în mormânt a Domnului Hristos, tindenea prohodului de vinerea seara. Prima întâmplare care marchează aceste evenimente este sâmbata lui Lazar sau învierea acestuia din mormânt de către Hristos. Această întâmplare se află relatată de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în capitolul 11 al Evangheliei sale. În acest text, ni se relatează despre un om pe nume Lazar, care era bolnav și era fratele surorilor Marta și Maria, care primiseră pe Hristos mai de mult în casa lor, după cum citim la Luca în capitolul 10 al Evangheliei sale. Sfântul Evanghelist Ioan ne mai dă un detaliu despre cine era Maria, spunând: era Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul și a șters picioarele cu părul capului ei. Cele două surori au trimis veste la Iisus, zicând că cel pe care îl iubești este bolnav. Iar Hristos spune că boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Evanghelia ne spune că Iisus îi iubea pe cei trei frați minunați, dar nu s-a dus de grabă acolo, și după 2 zile de la primirea veștii. Această Maria nu este acea femeie păcătoasă despre care vorbește Matei, ci una virtuoasă și cinstită, care a avut mare grijă ca să-L primească pe Hristos. Hristos a zăbovit în locul acela pentru a le încerca credința și nădejdea pe care o aveau într-o dânsul. Dar le-a trimis vorbele acestea că boala nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. După ce le trimite acest mesaj, le spune ucenicilor să mergem iarăși în Iudeia. Dar ei se temeau să meargă acolo, de pricina faptului că iudeii căutau să îl ucidă, se temeau pentru el, dar Toma le dă un răspuns surprinzător: să mergem și noi ca să murim cu el. Hristos dă un răspuns pentru a arăta că nu se simte vinovat de niciun păcat și că nu are de ce să se teamă. Astfel le răspunde calm, zicând: oare nu sunt 12 ceasuri într-o zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, fiindcă vede lumina acestei lumi. Iar dacă umblă cineva noaptea, se împiedică, pentru că lumina nu este întru el. Prin aceste cuvinte, Hristos a vrut să spună că oricine vede lumina, este alături de el, va fi mai mult decât atât. Pe când cei care se depărtează de dânsul se vor împiedica întunericul păcatelor și al relelor. După toate acestea, Hristos a spus: Lazar, prietenul nostru, a adormit, mă duc ca să-l trezesc. Hristos, când a mai întâlnit astfel de cazuri, precum cel cu fiica lui Iair, i-a spus cuvânt de mânghiere, zicând: fetița n-a murit, ci doarme. Pentru Dumnezeu, moartea nu este moarte, ci un somn din care omul se trezește la auzul cuvintelor sale, de cum va zice mai târziu. Ucenicii erau nedesăvârșiți și frica pe care o aveau în suflete din pricina iudeilor îi măcina mereu, făcându-se de astfel de răspunsuri pământești și omenești. Când a venit Iisus, Marta a ieșit în întâmpinarea lui și a spus: Doamne, dacă fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Cu toate acestea, Marta era încrezătoare că fratele său va învia la înviere în ziua cea de apoi. Aceste cuvinte ale Martei o arată că era o femeie credincioasă, la care Hristos spune: eu sunt adevărul, învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Iar răspunsul Martei este minunat. Îl recunoaște pe Iisus zicând: eu am crezut că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume. Dacă i-a fost dată o nădejde, Marta a alergat de grabă la Maria și i-a spus că Iisus este afară și o cheamă. Evanghelia ne spune că erau și mulți iudei acolo, iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că ei l-au vizitat pe Marta și pe Maria, fie din cauza iubirii lor mari,
hârtie că le cinstea că pe niște persoane respectabile sau poate că nu sunt, adică aici evreii cei răi. La vederea lui Iisus Hristos, ele nu se pun imediat pe plâns, ci aduc mulțumire pentru că a venit și el aici și aveau mare credință în ele, dar nu cum trebuia, pentru că ele nu cunoșteau că el era și Dumnezeu și lucra prin propria sa putere. Cuvintele lor, dacă fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Sau știu că orice veșere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Arată faptul că ele îl vedea ca pe un om cu mare virtute și strălucit. După cuvintele acestea, Hristos merge la locul unde era mormântat Lazar și văzându-i pe toți plângând, s-a tulburat într-un sine și a lăcrimat. Aceasta arătând firea omenească, dar totuși a amânat puțin minunea. Cântările din slujba aceste zile vorbesc așa de frumos despre acest lucru zicând, făcându-ți semile de lacrimile Marte și ale Mariei, ai poruncit Hristoasă Dumnezeule să răstoarne piatra de pe mormânt și strigând pe cel mort n-ai înviat, încredințând întrânsul învierea lumii. Înainte de toate, Hristos nu a dat niciun semn despre învierea pe care avea să o săvârșească și se pare că el merge la mormânt pentru a-l plânge pe Lazar. Evreii ne fac cunoscut acest lucru zicând, iată cât de mult îl iubea. Evreii se îndoiau încă de ele. Erau unecați și în doliu și acest lucru i-a făcut să se întrebe. Nu putea acesta care a deschis ochii orbului să facă ca și acest om să nu moare. Hristos însă le va arăta cea mai mare minune săvârșită vreodată înaintea lor. Întâi de toate le poruncește să dea piatra la o parte și vorbește tatălui, după care strigă cu glas mare, Lazar, vino afară. Era acesta ieșit afară, fiind înfășurat tot cu pânză și mahramă pe cap. Prin această înviere, Hristos a arătat că moartea nu are nicio putere asupra oamenilor și dacă vrea dânsul moartea se biruiește, era această fată este o preînchipuire a învierii cele de opște din ziua cea de apoi, pe cum le spune troparul învierii. Zilei, în vierea cea de 8 mănânte de patima ta încredințându-o, de la astăzi mulți le-a sculat, Hristoasă Dumnezeule, pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței purtând ție biruitorului morții, strigăm, Osana și lui dintr-o înălțime, bine ești cuvântat cel ce vii într-un numele Domnului. După ce l-a înviat pe Lazar, mulți dintre evrei au crescut în Hristos și lăudau, dar alții au folosit acest moment ca să se pună încă o vină celui nevinovat și au spus lui Caiaf, arhiereul, acest lucru la care arhiereul a zis, nici nu gândiți că ne este mai bine să piară un om pentru popor decât să moară tot neamul. Scriptura ne mai spune un lucru. Aceasta n-a zis-o de la sine, ci fiind arhiereul, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Ei s-au hotărât să-L omoare pe Iisus din sâmbata aceea, pentru că erau mânioși și invidioși pe El, pentru faptul că oamenii îi urmau lui Hristos și părăseau învățătura lor cea stricată. Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind acest capitol, zice, și Iosif Flaviu, care a venit la puțină vreme după aceea, spune în istoria sa că îngerii care au rămas cu el au zis că dacă nu-și vor schimba viața și nu vor deveni mai buni, ei se vor retrage de la ei. Acest lucru a spus și prorocul Ezra, în cartea prorociei sale, când a zis, îngerul evreilor se va depărta de la ei, îngerul grecei va străluci. Iată, lucrătorii viei, după ce i-au bătut și omorât pe slujitorii, și prorocii cei trimiși ca să ia roadele fatelor lor celor bune, au făcut fapt ca să-l omoare pe fiul stăpânului, sperând că vor lua moștenirea sa. Dar pe cei răi, cu rău îi va pierde când, cu până sa la ceruri, romanii îi vor ucide și vor distruge Ierusalimul și templul. Această sâmbătă a lui Lazar mai este numită și preludiul crucii, deoarece reprezintă sacrificiul suprem al iubirii și triumful acesteia prin învierea lui Hristos. Amin. Yeah.